León cel Mare. Nu e orice León, e Tiberiu care nu are rămâne romano-catolic. Avem un prieten Tiberiu pe care îl putem sărbători. Da, îl putem, dar el nu e romano-catolic. Nu e, dar ce e? Nu mai contează. Sfinții Apostol Rodion Olimp. 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 Nu, așa facem, zici că... Sfântul Mucenic Orest. Aia da. Aia da. Orest. Learst. N-am vrut să-l citesc ca să-l... Sosipatru. Sosipatru. Ce interesant. Sosipatru, un personaj. Bun, hai să vedem evenimente, să vedem ce s-a întâmplat pe 10, pe nașterea lui... Cristi le-a prins pe toate, nu vă zic... Acum zicea Andrei Stan, colegul nostru, când m-am născut eu mare, a moarte, era doar bolnavă. Era doar bolnavă. Hai să vedem dacă, uite, declarația de independență a Poloniei în 1918. S-a tipărit, mamă Cristi, s-a terminat tipărirea Bibliei în limba română pe 10. Ai văzut? În 1688, așa ceva, a fost definitivat cu inițiativa lui Șerban Cantacuzino. Domnul Munteniei, tu l-ai prins pe ăsta, nu? Da, da, da. Bă, fain. Turcii l-au un pic supărat la... Bă, ia, fain, dar l-am turnat turcilor. Da. L-ai turnat, așa e? Nu, 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 nu. Nu tu? Nu, nu. Altul? Eu eram... Dar ce-ai făcut când l-au turnat ăștia, când l-au... Te-ai fugit? Eu eram cu Mihai Viteazul la Câmpia Turzii. Ah, scuze. Adică... În 1970, marele zid chinezesc a devenit obiectiv turistic, Cristi. De 10, pe 10. Extraordinar. Uită-te. În 2006, la Roma, Partidul Românilor din Italia se înființează. Mulțumesc. Grazie, grazie. Asta? El a fost acolo, el a pus pecetea. Bun, uite, fii atent. La 2008, la peste 5 luni după aterizarea pe Marte, NASA declară misiunea Phoenix încheiată, după ce comunicarea cu modulul s-a pierdut. Asta nu e chiar o... Opa! Opa! Ia vezi ce religie s-a inventat. Stai imediat. În 2019, primul tur al alegerilor prezidențiale în România, cu o prezență la vot de 51%, penibil, din cei 14 candidați, Klaus Iohannis a obținut 37%, Viorica Ionela Dăncilă, 22%, Dan Barna, 15%, Mircea Deaconu și 8% și Teodor Paleologu, 5%. Bă, e ceva, Mircea Deaconu, 8%. Asta nu i-ar fi o zi de sărbătorit după toate evenimentele făcute de domnul... Klaus Iohannis. Lasă-mă în pace, nu mai vorbim de politică, că m-a stăt doar două zile la rând. La naștere, hai du-te la naștere să vedem. Mă duc la naștere să vedem pe cine a surclasat Cristi. Martin Luther, scriitor și reformator religios german în 1483. Inventatorul? Dar nu, e... Cum să nu? Nu un reformator protestant, al cărui reforma a dus la nașterea bisericii evangheliste luterane. Da, luterane, bine. Dar nu e inventator, nu mai toți zic, că nimeni nu inventează o religie. Acum să nu? Eu încerc să te scot și tu te bagi mai tare. Știi că asta e... Lasă, băi, nu le băgăm așa ceva. Ăsta e Tom Cruise. Bine, bă, dar nu vezi că fiecare ăsta care mai năzărește și face câte o religie. Păi da, mă, ăștia nu puteți taxe, mă. Am și... Nu-s fraieri. Bun, nu prea mai găsesc, băi, Cristi, pe nimeni, adică nu s-a născut... Ce vorbești? Dar scuză-mă, stai, Mihail Kalashnikov! În 1919, Kalashnikov, general rus, proiectant de arme de foc. Bine că te-ai trezit tu, Kalashnikov, să faci tu arme, să faci tu arme, armă cu care... Se omoară mii și sute de mii și milioane de oameni. Cred că e arma care a omorât. Cred că cei mai mulți oameni au murit datorită... Că din 1919, Kalashnikov, cred că l-are toate popoarele și toate armatele. Acum s-a născut el, Kalashnikov, da, l-a făcut după al doilea război mondial, cred că. Bine, nu contează. Nici nu mai contează. S-a născut Kalashnikov. Tu vezi de ăștia de ziua ta, tu pe ăștia mei de ziua mea, lasă-i tu, că îi critic eu. Da, lasă-mă să-l critic pe ăsta, că altă treabă n-avea numai să proiecteze arme. În fine, în 1925, Richard Burton,
actor britanic. Ia să vedem, ce știi tu de Richard Burton? Ce știu eu de Richard Burton? Uh-huh. N-a jucat în... Zi. Nu în primul film care s-a făcut, ăsta... Cum se numesc ăștia de se băteau în... În arenă? În arenă. Nu, ăla a fost Kirk Douglas. Dar bine... Kirk Douglas în Spartacus. Dar a fost în Cleopatra. În Cleopatra, în Cleopatra. Bun, dar și ai citit, zici că mamă ce... Păi, da, și... Bine, hai că facem pofta lui Cristi, dacă tot e... Dar l-am aici și pe Mihail Kalashnikov în poză. Ok, bine, merge mai departe, lasă-mă cu Richard Burton-ul tău. Eu, a fost un actor mare, nu? Mai este un actor mare născut astăzi. Lasă-mă că mă duc până la capăt, că dacă mai găsești ceva. Dar mulți sunt născuți, da? Nimeni interesant. Cum să nu? Lasă-mă să mă duc mai jos. Te las. Bom. Juan Gomez González, în 1954, un fotbalist spaniol. Nu te lasă. Tanju Kolak, fotbalist turc în 63. Du-te, la... Eddie Irvine, ăsta, da, no, ăsta poți să zici. Eddie Irvine, în 1965, pilot de Formula 1 irlandez, nici n-am știut că e irlandez. Eddie Irvine, fost pilot la Ferrari, cred că toți iubitorii de Formula 1 îl cunosc. Te rog să te axezi puțin pe turci acolo, puțin. Imediat, lasă-mă să mă mai duc mai jos. Jens Lehmann, toată lumea îl cunoaște pe portarul fotbalist german în 1969. V-a jucat în ultima parte a vieții lui de fotbalist la Arsenal, din ce țin eu minte. Mergem, hai să mai vedem dacă mai este. Brittany Murphy, o actriță americană. Radu Almășan, muzician român, mai avem născut. Și Eduardo Camavinga, fotbalistul celor de la Real Madrid, în 2002. Cam atât. Da. Ai confundat-o. Am confundat, da. Bun. Cine a murit de ziua ta? Hai să vedem. Foarte. A murit unul dintre cei mai... Ba. Un actor pe care îl apreciez și îl... Stimez, dar i-a luat tonul ăla de Gheorghe din mormântare. Da, Dumnezeu să-l odihnească. A murit de ceva vreme, din 2009, actor român de teatru și film. Eu cred că el nu ar vrea să vorbim despre el cu un ton trist. Nu. Mergem mai departe, Chuck Norris, nu, Chuck că toți mor înainte lui Chuck Norris. Ai auzit? Ce? A făcut un film acum. Da, are 83 de ani și a insistat să-și facă luptele scenice și cascadorii, adică mai puțin fiul său a fost super advisorul acestui. Americanii, străinii, oamenii mai avansați la minte, la 83 de ani fac filme, își fac cascadorii. Ăștia, europenii, ăștia din zona asta, balcanici, să zicem, la 83 de ani așteaptă, nu știu, pensia la poartă. Sunt și excepții. Sunt și excepții, nu zic că peste tot sunt excepții și ei au... Bine, dar acum, vorbim de Chuck Norris. Îți dai seama de Chuck Norris e câte glume nu s-au făcut? Da. Adică mitul Chuck Norris. Dar știi cum e că în Europa... În Europa, în lume, hai să zicem, nu neapărat că viața e mai ușoară, dar nu cred că au greutățile pe care le-au avut bătrânii noștri. Adică nu cred că s-au chinuit cum s-au chinuit bătrânii, pentru că bătrânii noștri au prins niște perioade nasoale, cu revoluții, cu comunism, cu stat la cozi, cu chinuit, cu crăpat lemne, cu... Știi ce zic? Ce e rău un crăpat lemne? Că crezi că e aici, n-au crăpat lemne. Au crăpat, mă, nu despre asta zic, dar au prins niște greutăți, niște... Zici că viața lor a fost mai ușoară? Eu cred că da. Uite, la un moment dat îl întrebasem pe un prieten italian, mă zic, voi, nu prea aveți supe. Supe, exact. Da? Nu, nu prea și au. Supe creme da, și... Da, da, da. Și am zis, domnule, dar... Cum așa? Adică și el mi-a zis, zice, voi acolo, noi, Europa, trebuia să hrăniți, era mai ușor, da? Puneai acolo niște cartofi, niște carne, da. Aveai 7-10 copii,
Aici puțin mai puțin copii. Da. Deci, cred că așa s-a născut supa. Da. Nu ca să curețe stomacul, știi că mai zici, da, supă de pui, să mă curăț puțin așa, să-mi curăț stomacul. Vei, fix, fix. Cred că supele s-au născut din sărăcie. Da, din sărăcie. Mai ales, și la... toți ăștia europenii, dacă vă uitați, nu prea au ei. Au o supă cremă, au delicat, nu au ce orbe cum avem noi. Nici la francezi nu prea... Nu știu. Așa, noi cu supele cred că suntem mai mult păi gândește în zona balcanică, în zona est-europeană. Trei cartofi, trei morcovi, o bucată de os, că nici măcar carne nu trebuie să ai. Da. Trebuie să ai os. Fierbe cu un pic ceva. Ce-ai făcut o ciorbă de mănâncă 6 persoane o săptămână. Exagerez puțin, acum vă dați seama. Dar du-te tu la un, nu știu, un spaniol, nu știu, poate au spaniolii. Du-te tu în străinătate și dă-le, du-te la un neam și dă-i un os și trei cartofi. Și ce o să facă? Osul de la cățel în curte? Cartoful taie, își face un maxim un cartof prăjit, poate nici aia nu-și face, că și cartofii prăjiți, cred că tot din sărăcie au ieșit, își face un pire și se duce la magazin, își cumpără carne, își cumpără o fleică și papă, bine. Vedeți, cam de acolo. Noi avem supe, dar avem niște ciorbe. Păi nu mănânci tu o ciorbă țărănească de, de vită, de burtă, o ciorbă de burtă, o ciorbă, o supă de pui cu tăieței. Aia cu supă de pui e universală, e chicken power peste tot. A, da, toată lumea are. Dar eu folosesc când sunt răciți, când sunt bolnavi. Da, și e foarte bună. La noi, noi suntem în fiecare duminică răciți. Și ai? Exact. Noi fiecare duminică suntem bolnavi. Cred că ala cu mâna supa de pui ala nu e pentru răceală, e pentru macureală. Da, la noi e duminică. Români în fiecare duminică sărăciți au supă de pui, dar n-aș lăsa supa de pui bună. Ai prins vreodată la o nuntă supă de pui? Da, eu am avut la nunta mea supă de pui. Ai, 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 ai. Cred că supă de pui. Zgârcit ai fost. Nu. Repede, ai jucat acolo. Stai un pic să mă gândesc. Supă de pui sau pot supă de văcuță, nu mai știu. Dar mi se pare, fii atent, eu mă bucur când este la o nuntă o supă bună de găină, bună mă, să fie acolo galbenă, să se vadă gălbeneala, cu o găină de la țară crescută eco, mai contează că e eco sau nu e eco. Fii atent, cu niște tăieței de-aia bun de să ți se mama, și cu niște pătrunjeli deasupra, și gândește-te că tu te duci la nuntă și bagi în tine aperitivul ăla de nu știi cât să mai dansezi ca să se așeze, să poți să mănânci felul următor. Nu, eu din aperitiv tot timpul mănânc 3-4 bucăți. E prea sec. Nu, deja ai strategie, dar fii atent. Și după aia vine supa aia de pui care te curăță bine, îți așează toate mâncărurile. Bagi un dans bun și după aia vine următorul fel. Sarmalele. Nu, că vine plată. Tocmai asta e, că de asta zic eu ție că e bună supa. Că aia nu te umple, aia te curăță un pic. Știi, te așează. Uh-huh. Și vine felul ăla cu 7 feluri de mâncare, cu cartofi, cu nu știu ce. Ăla mănânci, mai dansezi o tură, mai stai un pic și după aia vin sarmalele. Păi dacă bași în tine și o ciorbă de văcuță cu carne, cu tot felul de chestii, unde mai bași tu sarmalele? Tu n-ai văzut cât de scârbită e lumea la sarmale? Că la pachet și... cu pălengă prăjituri și butelcuța aia micuță, anul vrească mirigață de piatru și cu... Păi eu zic, fii atent, la nuntă se face sarmale pentru câte persoane ai invitat, nu? Dar nu mănâncă sarmale nici jumătate, pentru că mulți pleacă, mulți nu mai pot să mănânce. Și eu propun așa, să se dea la nuntă, la final, nu prăjitură, 4 sarmale, frate, cu șunculița aia bună, că tot timpul la nuntă, tot timpul sarmalele sunt bune, pentru că sunt făcute multe și unde e mare oara înseamnă că e și bun, și eu așa am conchis, să se dea sarmale, 4 sarmale și sticla de pălincuță. Păi a doua zi după ce, dacă ai și, cât de bună e o sarmale din aia? Păi depinde, de multe ori se mai ține după nuntă, o mini-nuntă, nu știu. Dar bine, dar nu poți să mergi la toată lumea. Am înțeles. Nu poți să mergi chiar la toată, nu mergi. Eu la nuntă cred că aș tăia aperitivul ăla de la început, cu la 4, 3, 5, 10 chestii. Sunt multe chestii. Mai nou este o modă în care se mai elimină și mai și scade la preț meniu. Da. Că se elimină. Păi eu aș pune așa o chiftea, un șnițel tăiat în 7 bucăți.
o brânzică, un pic de vinete, o roșie și două bruschete și la revedere. A, și amici și e, băi, un castravete. Lumea nu înțelege, e aperitiv. Aperitiv. Ce înseamnă aperitiv? Să nu bei peste mă cu gol. Ai văzut! Opa, s-a dus pixul. Despre ce vorbim? Aperitiv e așa, lumea, că vine cu mașina. Dar nu contează, e de așa de, de încălzire aperitivul. Am înțeles. Aperitiv ca să nu bei sucul pe stomacul gol. Să nu bei cocktailul non-alcoolic pe stomacul gol. Aperitivul e așa de început, să-ți taie din pofta de mâncare. Să poți să ai spor pe mai încolo. Apoi vine felul ăla mare. Oricum s-a schimbat moda mai de mult, nu știu dacă mai ții minte, la anunț era aperitiv, supă, fel, fel, sarmale. Țin minte, țin minte, țin minte. Mamă, că eram bolnav 3 zile după o nuntă din asta, că nu mă răbdai, că mai adică puneam în plic, dar și mâncam, adică mai, nu-i... Mai de mult, mai de mult bea apă și avea gust de vin. Bine, mai... mai de mult! La nunta din Cana Cataliei! Dacă tot vine Crăciunul! Bă, bun, hai să luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim cu ultima parte a emisiunii. Publicitate! Variată de preparate din bucătăria românească și internațională și vă așteptăm să le savurați într-o atmosferă intimă, relaxantă și familială. De asemenea, pentru ca cele mai importante evenimente din viață să rămână o amintire de neuitat, vă invităm să organizați la noi nunta, botezul sau onomastica dumneavoastră împreună cu cei dragi. Hotelul dispune de mai multe camere la cele mai înalte standarde, precum și mai multe apartamente. Hotel Imperium, evenimente deosebite pentru persoane dragi. Nicomi, ferestre și uși care ne recomandă. Tehnologie prin inovație este sloganul prin care brandul Nicomi a inaugurat al 23-lea showroom din România. Brandul Nicomi, unul din liderii naționali în producția de ferestre și uși din profile Rehau și Aluplast, este aflat în plină expansiune, cu o viziune modernă bazată pe soluții inteligente, calitate ireproșabilă și orientare spre viitor. Showroom-ul Nicomi este situat pe strada Wolfenbüttel, numărul 58, Colțul Eroilor. Sătmărenii și nu numai se pot bucura acum de produse de înaltă calitate și tehnologie superioară față de ceea ce se găsește momentan pe piață. Având peste 30 de ani de experiență în spate, Nicomi a devenit un brand de succes, reușind să deschidă al 23-lea showroom din România într-un domeniu în care concurența este acerbă. Pentru a oferi un produs de nivel superior, este nevoie de inovație, flexibilitate, dar și furnizori pe măsură. Experiența asigură întotdeauna calitatea, de aceea sătmărenii care își doresc ferestre și uși la standarde europene sunt invitați la showroom-ul. Nicomi transformă locuința dumneavoastră într-o zonă exclusivă de confort, de aceea sătmărenii sunt așteptați cu drag la showroom. Pe strada Wolfenbüttel, numărul 58, Colțul Eroilor, de luni până vineri, de la ora 9 la 16, pentru a beneficia de o ofertă personalizată în funcție de necesitățile impuse de amplasarea casei, apartamentului, clădirii și, bineînțeles, de dumneavoastră. Nicomi, ferestre și uși care ne recomandă. Nicomi, ferestre și uși care ne recomandă.
pacienți, AquaMedica vine cu o veste extraordinară. Vă informăm că acum puteți beneficia de consultații gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Pentru mai multe informații și programări, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0748 057 781. Sortiment de prăjituri preparate după rețete spectaculoase, cofetăria Royal Cake este soluția perfectă pentru a petrece timp alături de familie într-un ambient liniștit în centrul nou, lângă anfiteatrul de pe alea Corneliu Coposu. Terasa cofetăriei vă oferă o atmosferă relaxantă unde să vă puteți bucura de simfonia de gusturi, dar și de cafeaua proaspătă și învietoare. De asemenea, cofetăria Royal Cake, mereu la dispoziția dumneavoastră, vă prepară cele mai delicioase sortimente pentru evenimentele importante din viața dumneavoastră. Prăjituri, torturi, candy bar, produse vegane, produse patiserie, brioșe, muzuri, specialități, deserturi la pahar, cofetărie artizanală și decorațiuni festive. Cofetăria Royal Cake, din pasiune pentru dulce. Romantic Events. De-a lungul timpului am reușit să ne încântăm oaspeții cu o estetică superbă și servicii inegalabile. Eleganța și personalul dedicat fac ca Romantic Events să fie o alegere de vis pentru cei care țintesc pentru locuri unice de evenimente din satul mare. Sala mică găzduiește până la 200 de invitați, iar sala mare până la 400 de invitați. În această locație de vis organizăm nunți, botezuri, sărbători în familie și diverse evenimente. Cele două săli beneficiază de terasă acoperită pe structură din lemn masiv, parcare generoasă și o grădină de bas. Romantic Events, eleganță și rafinament. Pentru că vrem să fim mereu aproape de clienții noștri, am deschis un nou magazin pentru tine. Varga 4 te așteaptă în noua locație cu foarte multe sortimente de pâine, patiserie, cofetărie, sandvișuri și băuturi răcoritoare. Angajații noștri vă oferă o servire ireproșabilă într-o locație plăcută, unde poți să-ți servești cafeaua de dimineață și micul dejun într-o ambianță plăcută. Ne găsiți și la noua locație de pe Calea Armatei, lângă Shopping Center. Varga 4, bunătăți pe gustul tău! Am revenit. Bun, am revenit după publicitate, răsăriți la fix Sergiu și Cristi. Băi, cu... ziua mea, măcar zici și tu Cristi și Sergiu. Cristi și Sergiu. Dar nu, tot timpul zic Sergiu și Cristi, nu cred.
Ba da. Nu, cred că nu am... Nu, regia, vă rog, dacă se poate să luați, să faceți un filmuleț chiar și pentru TikTok. Tot, pe tot. Fiecare dimineață, pauză. Da, și mai și vorba aia lui Sergiu, să începem cu începutul. Da, să începem cu începutul, să fim serioși. Hai, să fim serioși. Dacă am stat așa, am decupat să fim serioși, ar fi multe de să fim serioși. Am fi la, din, zi, ce emisiune din asta religioasă. Da, la Trinitas. La Trinitas. De la Trinitas trei, nu este numai doi. Bun, hai mergem. Satu Mare News, să vedem ce ne pregătește. Mergem cu puțin cu revista presă, să vedem ce se mai întâmplă prin orașul nostru minunat, nu numai, și județul nostru minunat. Mi se pare un lucru extraordinar ce au făcut cei din Mădăras cu clădirea sălii sporturilor, care poartă numele celui care a fost Tudor Barbul, un mare antrenor de lupte și un luptător. Tudor Barbul a decedat, nu aș vrea să mă înșel, de câțiva ani, nu mai știu exact, nu cred că, n-au trecut, cred că 3 ani sau 4, nu mai știu exact, îmi pare rău că nu știu, dar acum n-am în față datele. Dar cei din Mădăras au ridicat o sală care și poartă numele și acum au făcut o pictură murală în memoria lui Tudor Barbul pe laterala sălii. Îmi place de mor și cred că așa ar trebui să arate orice sală de sport, colorată, vie, și nu puteau găsi un alt personaj care să reprezinte sala de sport decât Tudor Barbul, care numele lui și poartă, sala poartă numele, dar e o scenă dintr-o luptă foarte colorată și foarte mișto, cu chipul lui domnului Barbul privindu-i și supraveghându-i așa non-stop 24 din 24. E genială pictura, îmi place de mor și așa ar trebui să arate orice sală, nu neapărat cu chipul lui Tudor Barbul, nu pe toate sălile, dar ceva, să aibă identitate sălile, să aibă identitate clădirile. Personalizată. Exact, personalizat pe fiecare loc. Atâta gri, atâta simplu, atâta gri, atâta fără identitate. Ca să înțeleagă telespectatorii noștri, seamănă cu, la un moment dat a fost pe drumul Careilor, chiar la început, când era molul deschis. Da. Tot gardul. Tot gardul, da. Și are ce pare un... E genial făcut. Culoare. Da. Mie îmi place. A prins personalitate sala de sport. Da, da, da. Are personalitate. Mm. Bravo. Bravo. Cine s-a gândit să facă asta? Cine a decis? Cine a pictat? Și cine a făcut asta? Merită felicitări pentru că a făcut o treabă excelentă. Sergiu, ia uite-te. Mamă. Uite ce frumos. Ce bun ar fi pământul ăsta pentru gazonul tău. Ce prost ești. Ce avem imagini de la pasarela pietonală peste râul Someș. Avem niște imagini și într-adevăr eu tot m-am gândit că de ce au obturat Someșul, știți, nu știu dacă ați văzut, au închis jumate Someșul, dar acum îmi dau seama de ce, ca să poată să ajungă mai ușor cu utilajele acolo. Dar unul și-a permis dale. Acum tu câteva roabe. Băi, acolo este o grămadă de pământ, adică cât pământ este acolo, cred că acoperă tot lanzul cu 5 cm cât avem nevoie. Îți ia-ți niște saci de rafie. Băi, mai acolo. Mă duc acolo și vorbesc cu un șofer și face un drum până la mine când trebuie să scoată pământul ăla. Nu uitați-mă unde duce pământul ăla tot. Da. În primul rând închide digul. Da, da. Pe care l-au spart și după aia ce mai face? Da, dacă vă rămâne acolo câteva, acolo... O roabă, două. Da, uite un camionuț din ăla mine. Un camionuț de 16 metri cum. Da, ți ajunge, nu? 16 metri, wow. Nu, un camion? Îmi ajunge să ridic puțin, da. Îmi ajunge să ridic așa vreo 5 cm. Da. Avem într-adevăr noi imagini, spune, construcția e în derulare, se construiește masiv, acum se întinde fierul beton, se toarnă deja, am văzut că se toarnă betonul, în curând ne vom plimba pe pasarelă, zicea Cristi în pauză, la cât fier beton bagă ăștia, poți să intri cu tirul acolo. Dar uite, lucrarea se va finaliza în luna ianuarie, anul viitor, deci în decurs de 3 luni,
până atunci urmează să se toarne betonul. 3 luni, noiembrie, decembrie, da. Hidroizolația și în final pavajul. Pavaj, pun pavaj. Mm-hmm. Un pavaj? Dar nu pavaj, există mai multe tipuri de pavaj. Da, mă, dar pavaj. Nu mai bine toarnă ceva mișto, ceva moale, ceva... Așa, ceva să-ți... Aceea avea covor de... Da, 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 ceva, ceva... Să-ți placă, să-ți vină să alergi pe podul ăsta. Să-ți vină să alergi pe dig, să vii pe pod, să alergi pe pod, să te întorci înapoi, să alergi, știi, ceva... Probabil pavajul e pus ca și... Ceva colorat. Mie mi-ar fi plăcut, sincer, să fie tot podul acesta, care e verde... E o culoare frumoasă, verdele, sau mi se pare mie că e verde. E frumos, dar mi-ar plăcea să fie colorat. Dar nu, cred că verdele ăla este de la, zice se de... Grândul, da? Vrei să fie grândul. Dar mi-ar plăcea să fie frumos, așa, colorat. Bine, acum o să stai acolo, că îl facem colorat, îl facem tricozi, curcubeu și bai de mine, știi? Bă, prostie, măi, culoare. E culori, și curcubeul e culoare. Înainte să fie asociat curcubeul cu steagul LGBT, a fost curcubeu. Da, ar trebui dat în judecată ăștia. Adică nu ar trebui dat în judecată. Simbol al copilului. Nu ei l-au furat. Nu ei au furat curcubeul. Noi am fost atât de tâmpiți să zicem că gata, curcubeul e comunității LGBT. Nici vorbă. E, simbolizează steagul lor. Dar tu poți să folosești curcubeu, că asta nu înseamnă nimic. Bă, e un curcubeu, a rămas, e curcubeu dat de Dumnezeu. Înțelegi? E când plouă, e vine raza solară și se... Pș, frumos curcubeu. Acum ce o să facem când vedem curcubeu, închidem ochii? Ce frumos ar fi. Ok, nu facem curcubeu. Dar o culoare, ceva frumos, colorat să fie. Să fie, nu știu, podul copiilor. Să se numească. Să se numească ce, cum vreți voi, să fie un pod cu... Ce vrei să zici cu podul copiilor? Să vină copiii să-l pictează, să fie frumos, colorat. Ce am înțeles. Ce, mă, copiii să traverseze? Nu, taci, că mă prostia în capul ăla mare. De ziua ta nu mă zice prostii. Dar vreau... Eu îți garantez că va deveni podul căsătoriilor. Du-te, lasă-mă cu lacăte. Și cu cereri, și cu poze. Da, clar, să da. Vezi dacă nu, da, acolo va fi centru. Și ce frumos. Da, da, da. Dar de ce nu e frumos? Podul căsătoriilor. Podul poze, tot timpul după ce faci tara civilă, fugi pe pod. De ce, mă? Uite ce frumos. Sunt concurent. Adică sunt curios care va fi mai apreciat la pozele de căsătorie. Podul, pietonala sau centrul vechi? Băi, acum tu nu zici prostii. Ce bine... Sau ce frumos e și pe partea asta. Ai unde să faci poze, nu mai încurci circulația, ai unde să mergi. Nu aveai până acum, totul era ruină, totul era gri, totul era... De asta îmi doresc eu culoare în orașul ăsta. Și imaginez, uite, dacă eu aș face nuntă cu soția mea, aș fugi dintr-o parte. Eu sper că cu soția ta o să fac nuntă, nu cu soția altuia. Bine, poți să faci asta poze și soția altuia divorțată. Tu poți, nu mă zic. Dintr-o parte în alta, cum ne unim. Păi gândește-te, uite-te la imaginea asta, gândește când va fi gata, poze de aici din spate, să cu toate fierele alea mișto. Mână-mână și da. Să urcăm peste bolta. Da, uite-te la podul ăsta, ce picioare imense de beton au. Ce mișto ar fi vopsite într-o colorate, ceva frumos. Cum e, în stilul cum e făcută sala de sport din Mădăras. În stilul ăla, culoare, identitate, chestii. Pui un artist să gândească o... Eu mă propun, zic, nu zic prostii. O să se pună beculețe colorate și o să se... No, bine, las, o să punem chinezării și la revedere. Și o să-l castrăm într-un bec mare și o să fie un bol de Crăciun. Parcă văd că deja de Crăciun vor să-l stăpă. Nu, că în declarații zice că doar în ianuarie. Doar în ianuarie și deja nu se chinuie să pună bec. Anul viitor de Crăciun. Dar mie mi se pare... Superb. Uite, cu foarte multe, știi, vezi, în loc de gărduleți e pus așa, fiere. Alea, ce mișto ar fi să fie toate lasere, toate LED-uri pe el. Și seara să fie laser, frate. Așa să fie o plasă de... Băi, ce idee am. Și să vină un DJ, un bar mobil. Ce idee unde mergem la, să ne distrăm? Pe pasarelă. Pe pasarelă.
nu trebuie lăsată să fie o pasarelă simplă. Nici într-un caz nu pare o pasarelă simplă. Nu e o pasarelă, dar nu trebuie să ne oprim aici. Bun. Nu vă... Hai să nu ne oprim nici noi aici, da, să mergem mai corect, departe. Corect, că... corect. Uite... Avem incendiu la o hală. Am avut. La o hală dezafectată din zona stației CFR Carei. Am ajuns și pe posturile naționale cu acest incendiu. Din ce zic gurile rele, ar fi un incendiu intenționat. Mm-hmm. A ars bine. Poliția ocul, a deschis o anchetă. Ocul, am să zic focul. Da, dacă e intenționat, e... Of, 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 of. Da, ce... Știi cum e, că eu ți-am mai zis și ai văzut-o. Nu sunt victime și... Ai tu mai văzut, ai citești știri de ceva vreme, nu? Din martie avem emisiunea. Câte știri? Lumea e nebună. Și punct. Nu mai ai ce să. Nu te, nu te mai mira că lumea de plictiseală dă foc la ceva. E mai nebună ca noi. Și asta nu-mi place. Da, și asta e adevărat. Da, trebuie să fii mai nebun. Dacă și... lumea dă foc intenționat, dacă lumea fură mașini, dacă lumea dă în cap, dacă lumea n-ai văzut ce se întâmplă, n-ai văzut în Sibiu ce s-a întâmplat. Au intrat peste omul, peste afaceristul acela în casă, l-au omorât și i-au furat. Bine, aia și... Nu știm ce s-a întâmplat. Faptul e că un om a murit și l-au jefuit. Pentru ce? Ok, pentru mulți bani, 200.000 de euro și ceasuri în valoare de nu știu câte zeci de mii de euro sau sute de mii de euro. Unii ar zice milioane. Dar și asta e o prostie să ții atâția bani în casă și ceasuri scumpe și... Da, în fine. Dar asta nu înseamnă că dacă tu îți permiți, trebuie să fii omorât pentru asta și trebuie eu să fii... Zic, eu propun, dacă tot ții atâția bani în casă și asta, nu te mai răfăi. Du-te cu o Dacie, prefătă sărac... Să știi că mulți fac asta, nu arată. Ok, își cumpără o mașină decentă, dar nu arată, pentru că uite ce se poate întâmpla. În străinătate, eu nu cred că în țările civilizate vorbesc, nu cred că vezi atâta lăfăială. Nu cred că vezi atâta ăștia cu bani să se dea rotunzi pe internet, să știi, să... Nu cred. Cred că totuși sunt un pic mai cumpătați. Ok, nu vorbim de India, China și țările arabe în care sunt câțiva care... Aruncă cu bani și acolo îți pui doi bodyguard și bate tot orașul. Doi bodyguards? Dar ce zici de... Da. De apropo, un pluton întreg de... Apropo de bodyguard, l-ai văzut pe Messi ce bodyguard are în America? Băi, umblă după el și pe terenul de fotbal. Tu ești nebun. Al 12-lea jucător? Da. Da, și vei râde și vei crede că sunt nebuni. Iar bodyguard apare în multe poze, când își face poze în avion, apare reflexia lui și toată lumea l-a lazărit după ce a făcut cunoștință cu el, între ghilimele, în America pe terenul de fotbal. În Spania nu avea, că acolo era mai așa, dar ăștia din America parcă au zis că parcă pot un pic mai nebuni. Aia, în America, se plimbă, roată terenul, prin ce zonă e el. Uh-huh. Tu să-l vezi tu la câte ture face. Băi, el la câte nici ture, la sală, deci el face, câte ture face, se plimbă după săracul Messi. Că tu îți dai seama, Messi la ce se gândește? Bă, Johnny a meu e obosit, hai să stau numai pe partea stângă, știi? Nu mă mai duc dincolo să recuperez mingea, că săracul iar aleargă și nu a dormit toată noaptea, că a fost cu mine la nu știu unde. Oare se gândește la asta? Să nu-și obosească bodyguard-ul. Da, hai bă, că astăzi nu-l obosesc pe Johnny, alerg mai puțin. La 3 la 0 cere schimbare, Messi, că zice stai că mai poate Johnny să alerge după mine. Dar într-adevăr, el aleargă peste tot după el, merge așa frumos, bine nu, să nu vezi că jogging, dar se plimbă frumos, strategic, în zonele unde e Messi-lică. Sau nu știu dacă merge chiar roată, dar merge de-a lungul. Că l-am văzut. Sunt filme în care cum vede câte unul mai excitat prin tribună, pac, merge pe zona aia. Se întâmplă, da, acum ce să faci? Da. A, bine, Messi e rupt din contextul ăsta mondial. Nu mai avem ce să... Nu cred că îl va ajunge nimeni cu... Ai văzut... 8 baloane de aur. Nu-l mai ajunge nimeni. La revedere. Messi bătrân, un bătrân acolo cu balonul de aur, dar nu știu câtele. Da. Da, zic că, uite, e weekendul. Ce meciuri sunt în acest weekend? Dacă... Oh, ce idee bună! Vai de mine, ce idee bună ai! Să mă fac de încurcătură! Bun, avem Liga 3-a în Satu Mare. Joacă echipele sătmărene în Liga 3-a.
O să-ți spun și unde, dacă mă las să găsesc. Știu doar că Olimpia joacă cu Siget, cu CSM Siget. Hai să vedem, Liga 3-a. O secundă, ca să nu zic prostii. Da. Of. Azi, mâine. Dăm voie. Uite, așa. Bun. Avem așa. Bum. Astăzi, la ora 14, CSM Satu Mare joacă la Baia Mare, împotriva celor de la Minaur Baia Mare. Apoi mai avem mâine, la ora 14, CSM Sighetu Marmației Olimpia Satu Mare. Și tot la 14, mâine, Careiul, CSM Victoria Carei, se deplasează la Crișul Sânt Andrei. Bun, hai să vedem un pic și clasamentul, dacă tot ai vrut să vorbim despre sport. Avem așa, pe locul 1 Zalău, pe locul 2 CSM, 28 de puncte, 20. Zalăul stă bine acolo, liniștiți la 8 puncte distanță. Dar vin așa, primele, următoarele 3 locuri. Cu 20, 18, 15 puncte sunt acolo, oarecum mai zice, primele două locuri. E mare acolo. De fapt, știi cum e, că primul loc e sigur, următoarele două, CSM Satu Mare, Băile Felixu, 18, 20 de puncte, astea sunt cele două care se bat acolo la locurile 2 și 3. Și de la locul 4 până la locul 9, e diferență de 3 puncte. E CSM Sighetu Marmației cu 15 puncte, după care vin 4 echipe cu 13 puncte și una cu 12 puncte, Olimpia Satu Mare, după care se rupe din context. Dar parcă Minotauri ăștia erau bine la început. Nu erau bine. Nu, totuși, au fost anul trecut când a fost în Liga a doua. Uh-huh. Fii atent, de la Olimpia locul 9 până la Sighetu Marmației pe locul... pe locul 4, sunt 3 puncte. Adică cu o victorie și cu niște rezultate interesante, se poate trece de pe locul 9 pe locul 4 și invers nu. Pentru că joacă între ele echipele. Uite, de exemplu, joacă Băile Felix cu Sănătatea. Ce înseamnă asta minus aici? De ce zic? Gulaverajul. A, înțeles. Gulaverajul. Las că-ți explic eu altă dată. Bun, nu mai avem foarte mult. Hai să vedem ce alte știri mai avem, dacă avem ceva interesant în weekend. Uite așa. Iar mă se acuză lumea. Apa Servu un hub. Nu vreau să intru în politică. E politică. Domnul deputat Adrian Cosma acuză creșterea prețului la apă, acuză Apa Servu. Nu știu, n-am informații, poate că ne interesăm la un moment dat. Ne interesăm și să avem toate informații. Sau scrie în articol despre ce e vorba? Asta e declarația lui Adrian Cosma, pentru că 25 de milioane de lei e una dintre ultimele țepe trase sătmărenilor de academie prin intermediul APA Serv. La începutul anului 2023, tarifele APA Serv au crescut cu până la 25%. Fapt justificat de creșterea prețurilor la energie și felul în care guvernul din care face parte și de mine a condus România. Ce înseamnă ce însă a omis să vă spună distintul edil sătmărean, omisia fiind însă în categoria minciunilor, că firma pe care o patronează de ani de zile a dat o țeapă de 25 de milioane de lei pe care însă nu a dispus să-și o asume cu demnitate și onoare. Da. Nu, nu concret aici. Da. Zici săgeți. Apa s-a scumpit. S-a scumpit? Da. Pentru mine, dublu, cel puțin dublu. Ai, na. Păi speri tu mai mult. Nu, că din contră. Nu simți în fiecare dimineață. Nu. De ziua ta nu o să te fac prost mirositor. Fii atent aici. Tu ți-a crescut apa pentru că te-ai mutat. Tu n-ai fost mutat până acum acolo. Da. Anul trecut, ai fost? Anul trecut, pe vremea asta, sau acum 2 ani, îi plăteam în 2, cât plătesc acum singur. Și acum chiar singur plătesc, poate cu un pic mai mult ca și... La sol acum, nu știam că s-a... O vedem, o să aflăm, să vedem care e treaba. Dar uite-te, mai zice așa o știre, nu strângeți peturile de plastic pentru că nu veți primi bani pe ele. Explicați din partea Ministerului Mediului. Cine le strânge? Că eu le pun în sac și le las să le ia. Asta e cu noua lege. Se va introduce... Stai să vedem.
Nu strângeți prețurile pentru că nu veți primi bani pe ele. Anunțurile și explicațiile vin din partea ministerului. Astăzi nu există niciun motiv pentru care românii să strângă peturi în balcon, pentru că niciun ambalaj așa fără garanție nu va genera cei 50 de bani. Cu alte... Au aflat românii noștri că s-ar plăti peturile și acum încep să strângă în balcoane peturi. Da, dar doar acele peturi care vor avea un cod, o bară, un fel de ștanță pe ele, doar acele vor fi la fel și cu dozele. SGR, se zice. SGR, ăla, nu știam. Doar alea vor fi acceptate ca... Mie mi se pare... Ambalajul gol va fi dus într-unul dintre punctele de... Ok. Măsura intră în vigoare în 30 noiembrie. Așadar, nu vă băgați la strâns flacoane decât dacă scrie SGR pe ele sau au garanția SGR. Nu știu cum arată să vă spun. Am înțeles. Înseamnă că deja lumea a început să strângă, săracii, îți dai seama. Nu, foarte bine, nu eu. Dar nu e o prostie să strângi, dar de ce n-ai putut să strângi înainte să anunțe guvernul că îți dă bănuți pe ele? De ce nu le-ai strâns și le-ai dus la tomberon până acum? De tu îți dai seama că acum, nu știu, nu mai avem știri locale foarte foarte importante. Hai să zic ceva. Tu îți dai seama că în anul 2023, în luna noiembrie, eu mai văd pe stradă lume care aruncă folie de la țigări, pachete de țigări goale, doze de energizante sau de suc, peturi pe stradă, taximetriști care deschid geamul și aruncă mizerie pe geam, la plin centru sau pe străzile orașului. În anul 2020. Dar n-are nicio legătură anul Cum n-are? Că orașul e relativ curat. Nu poți să zici că... Îți dau foarte un caz concret. Da. Prietenul meu de la Cannes. Iar prietenul de la Cannes. Zice, să nu cumva să arunci chiștocul pe geam. Zic, dar nu fac asta de obicei, dar dacă așa, mai făceam și eu. Las că o să vezi. E 180 de euro amenda. Zic, cine să te vadă când arunci? Nu bine termin, zice. În fața mea, în fața noastră, era un smart și a aruncat chiștocul. În spatele nostru era un polițist pe motociclist, pe motocilită. Nu l-am văzut. Era întuneric, era seara. Imediat, pac, l-a costat și l-a... Bă, da, și șmecher îmbrăcat, așa ca în filme, știi? De păi. 80 de euro. Deci, ai văzut? Și stai liniște că acum nu mai aruncă chiștocul pe... La fel... Să intrăm și noi tare în oameni cu amuzi. Am întâlnit, când am lucrat în Anglia și eu, un coleg, i-am zis, dă-mi te rog o țigară. Deci, vezi că pachetul ăsta m-a costat 80 de lire. Zic, acum a venit mama ta din Italia, zic, de ce să că te-a costat așa mult, că acolo sunt mai ieftine țigările. Păi ia ce am pățit. Am fumat, am aruncat chiștocul pe trotuar și au venit două doamne, domnișoare, în civil și au scos legitimația și mi-a dat amendă. Și zic, bine, bun, și mi-am zis în felul următor. Nu te amendam dacă nu era un coș de gunoi în preajmă. Da. Zice, îl vezi? E aproximativ la 10-15 metri de tine. Pentru faptul că tu ai fost nesimțit și ai aruncat chiștocul și n-ai fost în stare să-l duci 10 metri mai încolo să-l arunci? Da, bun, și atunci acum rezolvăm problema la noi în satul mare. Cu oamenii ăștia. Îi facem de râs? Hai să-i facem de râs, mă. Hai să-i filmăm. Acum sunt CCTV-uri, așa le zic, așa m-am obișnuit. Sunt camere peste tot. Cineva ar trebui să se ocupe și să-i facem, mă, de râs. Uitați cum se comportă sătmăreanul. N-ar trebui să ajungem la astfel de decizii atât de drastice. Eu știu, mai exagerez, îți dai seama că nu știu ce să le facă. Nu poți nici să-i bați. Dar ideea e... Ai putea sta cu o vergea, știi, lângă, pe trotuar, să fie vergeluș. Și așa să se numească noua meserie, vergeluș, și pe fiecare stradă mare din orașul ăsta să fie un vergeluș. Și când vede pe cineva că aruncă ceva pe jos, pac, o vergea la picioare, să-ți cum nu mai aruncă. Nu. Sunt valabile în India, am văzut. Da, de genul ăsta. Dar există așa ceva. Poliția are... Acum nu, eu zic vergea că așa m-am învățat de când e o botă în mână. Eu... Și bate, efectiv am vrut să zic, da. Uite, îi bate, adică îi le dă peste picioare dacă aruncă pe jos, mizerie. Am întâlnit de multe ori în oraș coșuri de gunoi care aveau cam așa un an de zile, da? Arse,
distruse. Da, păi asta n-ai văzut și acum, de câteva zile au ars. Am și la, în 17, acum o lună jumate, au ars, au dat foc la, la containere. Dar nu tot timpul dă cineva foc, aruncă țigările restinse. Nu, la coșul... Și în parcuri am văzut distruse coșuri de gunoi. Deci, în primul rând, acolo ar trebui, că să mergi cu mizeria, cu ambalajul 200 de metri, să vezi tot cât un, că nu există coș de gunoi, nu dă, pentru că da, nu au fost instalate, e pentru că cineva l-a distrus. Da, da, deci atunci ce faci, la roși pe jos? Păi atunci ar trebui să fim mai drastici cu acele persoane care nu au ce face cu neuronii și cu timpul. Să-i batem pe cea la picioare. Nu ești foarte drastic. Rușinea e mai mare ca e mai Bine, asta am zis, hai să-i punem pe internet, să-i facem de râs. Bun, să curețe strada, să le dăm mătura în mână. Da, sigur, toate frunzele de pe trotuar, că oricum floriseară nu curăță trotuarele. Bine. Să hai să încheiem, Cristi, că suntem suntem la final. Am început mai târziu, termină mai repede. Păi așa e la român, nu? Păi până mi-a zis la mulți ani, până am... Aici am deschis șampanie, a fost mizerie pe jos, n-am avut ce să facem. Asta este. Seară. Oricum, ziua trece și fără ziua lui Cristi, așa că... Bun, să aveți un weekend cât mai frumos. Să aveți un weekend cât mai minunat, cât mai însorit, chiar dacă nu e soare tot timpul pe cer. Să fie la voi în casă. Ne revedem luni la aceeași oră. 8:00, 8:01, 8:02. Acolo rămânem. Astăzi a fost o mică problemă, dar nu e nicio problemă, nici măcar asta. O problemă nu e o problemă. Două probleme sunt o problemă. Corect, dar acum am o problemă și o problemă. Bun, bine, hai la revedere și ne revedem cu același entuziasm periculos cu care vă inundăm casele luni la aceeași oră. La revedere!